Bună seara, stimați respectatori ai televiziunii române. Suntem în seara în care îl prăznuim pe Sfântul Nectarie și să știți că deși am plecat cu Pavel la Atena de la Tesalonic, purtat de ucenici, ne oprim deocamdată și plecăm un pic în portul Pireu și de acolo luăm vasul până în insula Eginei, acolo unde se află moaștele și unde și-a dus viața Sfântul acesta pe care îl pomenește Biserica, mai ales cea ortodoxă română, îndrăznesc să spun, cu atâta bucurie și cu atâta dragoste. Nu știu cum a cucerit inimile noastre în ultima vreme atât de mult Sfântul acesta, dar bănesc că prin smerenia lui, prin dragostea lui și prin inima zdrobită ce o pune la îndemâna lui Dumnezeu. Trebuie să recunosc că este o bucurie când vorbești despre Sfântul Nectarie, când te rogi la Sfântul Nectarie și când îl faci român, în felul că, adică îl chemi în țară să te ajute în multele situații de boală, de supărare, de întristare, de dezorientare sufletească prin care oamenii din jurul tău trec când nu treci chiar tu însuți. Taina aceasta a prăznuirii Sfântului Nectarie mă duce cu gândul la cât de iubitor de Hristos sunt românii. Nu știu ce alte popoare cum asumă sfinții altor popoare, dar sfinții Greciei și ai Rusiei, ai Serbiei au fost adoptați de calendarul sufletesc al românilor cu mare, mare plinătate și asta arată o boiereală sufletească, un mod firesc de a fi în Hristos, creind de fiecare dată bucuria aceasta a trăirii cu celelalte neamuri ortodoxe în împlinirea Evangheliei. Sfântul Nectarie, dacă m-ar întreba cineva de ce îmi place, ar trebui să spun cu sinceritate, pentru sinceritatea lui, pentru modul lui absolut remarcabil în care gestionează răutățile celor din jur și nu se face rău, în care rabdă șicanele celor din jur fără a face șicane. Modul acesta absolut remarcabil în care întărește pe ucenicii săi în răbdare, în credință, în nădejde și în dragoste. Binecuvântat fie Nectarie Sfântul, care iubește pe România atât de mult. Mâine este o nouă zi.